Este o mare binecuvântare să vorbesc cu Dave Batz, președintele Harvest Prayer Ministries și a Comitetului Național de Rugăciune. Vorbim despre rugăciune și sunt atât de binecuvântat. Mulțumesc, Dave, pentru că ești aici împreună cu noi și știu că toți care se uită la noi Mulțumesc. se bucură de lecții. Vorbim de cum și-a învățat Iisus ucenicii să se roage. Așa este. Am văzut ordinea. Dumnezeu este Așa pe este. primul loc, apoi ne rugăm pentru lume ca împărăția Lui să vină, apoi Așa ultima rugăciune pentru nevoile noastre. Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici să se roage și ne iartă nouă greșelile, precum și noi iertăm greșiților. Avem aici două lucruri. Iartă-ne greșelile, nevoia personală de iertare, să vorbim de asta. Pentru că știu că în trezire, în mod special, Iertarea și mărturisirea joacă un rol important. Deci să vorbim despre rolul rugăciunii, mărturisirii și iertării. Sigur, este foarte important. Într-un sens real, cea mai mare barieră în calea unei vieți de rugăciune eficiente este faptul că uneori nu suntem conștienți că păcatele ne-au fost iertate și, bineînțeles, acest grup mare de oameni care au fost necredincioși, nu l-au cunoscut pe Isus, ca Mântuitor și Domn, și încă mai au păcate neiertate, nu au experimentat iertarea. Pentru ei, această problemă creează o barieră, ne împiedică să comunicăm cu Dumnezeu. Știi cum e atunci când, copil fiind, făceai o boacănă, după care trebuia să intri în casa părinților? Nu erai sigur dacă știau sau nu, dar asta nu conta. Știai tu și te simțiai atât de vinovat. Nu puteai, nu vroiai să vorbești cu ei, pentru că erai vinovat și știai asta. Același lucru ni se întâmplă și nouă atunci când avem vinovăție în inimă pe care nu am rezolvat-o. Ea ne împiedică să vorbim cu Dumnezeu, ne oprește, întrerupe comunicarea nu prea ne dorim să ne rugăm, pentru că știm că sunt lucruri în interior pe care nu le-am rezolvat. Știi, când am devenit creștin, seara a nu o să o uit, acum 50 de ani și încă n-am uitat. Amintirea este atât de reală ca acum 50 de ani. Pentru mine, în seara aia, un lucru, când am intrat în acea biserică, când l-am cunoscut pe Isus și El a intrat în viața mea cu adevărat, un sentiment. Știu că nu ne bazăm pe asta, ci pe credință. Totuși, sentimentul pe care l-am avut a fost că mi s-a luat un milion de kilograme de pe umerii mei și vinovăția a dispăruse. Sigur. Dacă ți-amintești, în altă lecție am spus că împreună cu prietenii mei am început să ne întâlnim dimineața foarte devreme la rugăciune. Motivul pentru care rugăciunea era extraordinară, dar înainte era doar ceva religios acolo, motivul era nu mai eram vinovat. Eram iertat. Deci, iertarea ne conduce în acea libertate a rugăciunii. Acum, unul din lucrurile, și vreau să discutăm puțin despre asta, pentru că se referă la trezire, în special pentru creștinii care au nevoie de renoirea inimii. Dar, ce s-a întâmplat cu mine când am fost mântuit, este că am văzut ce a făcut Isus pe cruce. A fost pedepsit pentru păcatele noastre. Acum, Păcatele mi-au fost iertate, dar am mai căzut. Deci, ce se întâmplă în mărturisire, în pocăință și în zdrobire, ne aduce iertarea care ne duce înapoi la cruce. Așa este. De asta, trezirea, împărtășește puțin despre lucrurile astea: trezire, cruce, locul de frângere, iertare Absolut. și așa mai departe. Și toate, toate sunt legate împreună, dar trebuie să le separăm puțin. Eu cred că este important. Cred sincer foarte puțini creștini înțeleg cu adevărat iertarea. Nu înțeleg cu adevărat ce înseamnă să ai, așa cum ai spus tu, acea, acea greutate uriașă îndepărtată. Mulți creștini vin la biserică în fiecare duminică, încă mai poartă acea povară. Se simt vinovați și desigur asta împiedică viața de rugăciune. Ceea ce n-am făcut, e că nu i-am învățat pe creștini acest aspect important al rugăciunii, și anume mărturisirea să vii la Domnul, probabil unul dintre cele mai bune pasaje, este Psalmul 51, unde, unde David uh, păcătuise împotriva Domnului, chiar dacă i-a implicat și pe alții în păcatul lui. Totuși, el a recunoscut că fusese un păcat împotriva Domnului și a venit la Dumnezeu fără nicio scuză, nu a încercat să se scuze sau situația spunând, Doamne, am făcut asta din cutare motiv, eu nimic, doar am păcătuit, am greșit. Mărturisirea este de fapt o rugăciune care vine înaintea Domnului și spune, ai dreptate, eu am greșit, vreau să știi că sunt de acord cu tine, ceea ce am făcut a fost greșit, un păcat, mărturisesc, ai dreptate când îi spui păcat. N-am nicio scuză, nu mărturisirea păcatului în sine ne ajută, ci faptul că Isus este Domn și Mântuitor în viața noastră. Iar acum putem să ne mărturisim păcatul. Cum ai spus, uneori trebuie să o facem zilnic. Din, păc din păcate, uneori, de mai multe ori, într-o zi. Ce trebuie să facem este să învățăm pe oamenii să dea mereu socoteală Domnului. Nu adunăm toate greșelile și la sfârșitul zilei spunem, am făcut cu tare și cu tare. Trebuie să învățăm pe creștini, pe cei nou-convertiți, să mărturisească păcatele imediat ce și-au dat seama. Că au păcătuit, că au, că au comis păcat. Mărturisește-l imediat. Avem tendința să credem că trebuie să ne simțim vinovați o vreme. Nu pot să mărturisesc încă, trebuie să mai simt vinovat o vreme, apoi pot mărturisi. Dar vezi ce atitudine egocentrică? Ea spune... Fundamentul pentru iertarea lui Dumnezeu este faptul că îmi pare rău și regret. Nu, 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 ci este sângele lui Isus Hristos. Trebuie să învăț să dau socoteală imediat ce sunt conștient de păcat, îl mărturisesc și scriptura e minunată, promisiunile. El este credincios și drept să ne, să ne ierte, ierte păcatele. Da. Un alt lucru care mi-a venit în minte în timp ce vorbeai este că atunci când nu mărturisim, ci le măturăm sub covor, le ascundem și așa mai departe, dar ce fac oamenii este că încearcă să se roage și ajung să facă rugăciuni religioase. Așa este. Se opresc din modul inițial de rugăciune și nu se mai roagă prin puterea Duhului Sfânt cu bucuria Domnului în prezența lui Dumnezeu și în intimitate cu El. Deci mărturisirea trebuie să fie sinceră, transparentă. Și dacă înțelegi că El e bun și că te iubește, Poți să vii liniștit la El, să nu-ți acoperi păcatul, ci să vii imediat la El. Și Așa cred este. că ceea ce spui de nevoia de a ne cerceta mereu este unul din primele adevăruri învățate despre trezirea personală? Și dacă vreau să fiu rănuit, trebuie să mă cercetez mereu. Și cercetarea frecventă înseamnă că nu ții lucruri în tine pentru mult timp, ci vii imediat la Dumnezeu. Și te mărturisești și te pocăiești de acel păcat. Așa Acum, este. spune te rog, foarte pe scurt, ce înseamnă să mărturisești? Cuvântul a mărturisi, ce înseamnă? Este un acord. Ok. Ești de acord Când cu spui, Dumnezeu. Așa e, am greșit. Ai dreptate? Ai dreptate. Tu numești asta păcat și vreau să știi că sunt de acord cu tine. Nu mai găsesc nicio scuză, sunt de acord. Și am făcut-o. Mărturisesc am făcut asta. Tu ai spus că e greșit, eu am făcut-o, e greșit. Asta înseamnă mărturisire. În ultima instanță ești de acord cu Dumnezeu. Bineînțeles, următorul pas este că te întorci de la păcat. În pocăință îți mărturisești păcatul, te pocăiești, te întorci de la greșelile tale și atunci Domnul intervine și face ceea ce numai El poate. Îți dă vindecare totală, restaurarea bucuriei și libertatea de a te ruga. Asta înseamnă trezire. Dumnezeu îți va trezi inima. El îți va renoi viața când te mărturisești. Mărturisirea a fost întotdeauna parte a marilor treziri și poate fi o parte importantă a trezirii din viața ta astăzi. Deci stai cu Domnul și fii sincer și transparent cu El.